au trecut 4 ani de când ai lăsat căsuța cea mică și ai plecat tot pentru mine, mamă. Ai muncit prea mult, ai plâns prea mult și tot dorul era prea mult. Draga mea mămică, la cei 54 de ani ai tăi, rămâi să fii tot aceeași fiică a lui Alexei și fiica Sofie. Rămâi să fii tot surioara, Eugenie, Galine, Nicolae, bineînțeles Vera, Nina și Elena. Draga mea mămică, ești cea mai importantă femeie din viața mea. Maria, Maria, ce nume frumos, la fel ca sufletul din tine. O clipă doar să-ți amintești că eu trăiesc doar pentru tine. Maria, Maria, ce mult aș vrea acum în dar de ziua ta, să-ți prind în părul tău o stea, să lumineze viața ta. Și-aș vrea să știi că fără tine n-aș putea zâmbi. Tu mi-ai adus o viață în plus și-mi dai speranța de a trăi. Doamna Maria, așa cum am zis, purtați numele mamei mele, Maria. Și Maria a fost prima, cea mai puternică, cea mai feminină, cea mai gingășă. A dat mai mult decât a cerut înapoi. Astăzi mă uit la chipul vostru și văd o fată de 18 ani, cea care mulți ani în urmă se îndrăgostea de viață și începea abia să simtă acest destin de femeie. Cine era să-i spună câte greutăți erau să-i vină în cale? Cine era să-i spună câte lacrimi erau să simtă acea pernă a ei în fiecare noapte? Astăzi un sufletel de fetiță, chiar dacă este mamă de 3 ori, rămâne a fi fiica cea mai dorită a dumneavoastră. Astăzi, de departe, plânge ea și spune că soarta i-a dat cea mai specială mamă. Astăzi, multe persoane vor spune la mulți ani, însă puțini vor spune mulțumesc. Vrea să înceapă acest mesaj cu acest mulțumesc. Draga, scumpa, adorabila mea mămică, astăzi mă întâlnesc în fața ta și îți spun mulțumesc, pentru că mulți ani în urmă ai hotărât să mă aduci pe lume. Astăzi voi spune mulțumesc Dumnezeului care a oferit cea mai specială femeie în viața mea. Dragă mămică, ai luptat pentru mine, ai luptat pentru familia mea și ai muncit așa cum poate au fi muncit 10 femei la oaltă. Au trecut 4 ani de când ai lăsat căsuța cea mică și ai plecat tu pentru mine, mamă. Ai muncit prea mult, ai plâns prea mult și tot dorul era prea mult. Draga mea mămică, la cei 54 de ani ai tăi, rămâi să fii tot aceeași fiică a lui Alexei și fiica Sofie. Rămâi să fii tot surioara, Eugenie, Galine, Nicolae, bineînțeles Vera, Nina și Elena. Draga mea mămică, ești cea mai importantă femeie din viața mea. Îți spun mulțumesc nu pentru că m-ai adus pe lume, dar și pentru faptul că îmi permiți să fiu așa cum sunt eu. M-ai ajutat, împreună cu tine am crescut, m-am căsătorit, am purtat sarcinile tale. Tot împreună cu tine am sărbătorit sărbători și dacă nu erai să fii tu, mamă, așa cum ești, nu eram nici eu să fiu atât de fericită. De la început ai fost alături de mine. Permite-mi de astăzi să am grijă și eu de tine, așa cum și tu ai grijă de copiii mei. Îți mulțumesc că în fiecare dimineață aceștia se trezesc alături de tine, ca alături de mine, dragă mea mămică. Vreau astăzi să-ți mulțumesc și să-ți doresc doar un singur lucru. Sănătate, mamă. Fii frumoasă, mamă. Fii așa cum te știu. Tânără, specială, pozitivă, uneori mai plângăcioasă. Dar a mea mamă este cea mai naturală, este realistă, este cea muncitoare, este cea care nu cere, este cea care doar oferă. Astăzi, doamna Maria, aveți aici un buchet de floare, trandafiri albi, firă, inocenți. Dimineața, nepoții v-au trezit cu un buchet roșu. Acum este timpul să primiți pe cel curat, așa cum sunteți și voi. Eu aș vrea ca cel mai important, voi bărbat din viața dumneavoastră, să-l ofer.
mulți ani în urmă, poate 50 încă fofodiță, era să se nască o fetiță mică într-o familie iubitoare, cu surori și cu un frate. Era atât de mică inimioara ei, însă pe parcursul vieții a adunat atâtea persoane frumoase în jurul său și această inimă a crescut și s-a făcut tot mare. Această culoare a inimii este culoarea ochilor voștri. Să vă bucurați de viață. Bucurați-vă așa cum este ea, reală, naturală și gingașă. Sunteți frumoasă, aveți de toate, aveți o fată care vă respectă. Un ginere care știe să vă spună mulțumesc pentru o fată. Aveți nepoți și aveți tot de ce are nevoie o femeie ca să fie fericită. Un singur lucru la această vârstă vă dorește fica. Să fiți sănătoasă, sănătoasă și încă o dată sănătoasă. Iar sănătatea nu vine de la vitamine cumpărate de la farmacie. Sănătatea vine de la vitaminele naturale din acest coș. Este dumneavoastră. Este cu de toate. Este și cu nucă, este și cu ciocolată, este și cu glazură, este și cu flori, este cu de toate. Fiindcă viața voastră a fost cu de toate. Ea nu a fost lină de fiecare dată, dar acum a venit momentul să vă bucurați de fiecare moment. De acum, soarta vă spune, mulțumesc, dragă Marie, că ai ajuns să fii așa cum ești la această vârstă. Și aici aveți un mesaj. Ia spuneți-mi, dacă ați reușit deja să-l citiți, ce scrie aici? Mama și bunica, ați rămas să fiți nu doar fiică, surioară, prietenă, dar și mama și bunica. Asta sunteți astăzi. La mulți ani! La mulți ani! Fica dumneavoastră m-a sunat 3 săptămâni în urmă. Iar la telefon am simțit-o cum tremura atunci când vorbea despre mama sa. A zis, nu este nimic mai important în această lume decât mama mea, care e acasă. Mama mea a lăsat în spate tinerețea și m-a crescut doar așa cum știe ea. A trecut peste toate și atunci când poate plângea, pentru mine demonstra zâmbet. Am trecut ambele și ne-am maturizat ambele. Am trecut prin atâtea cât cred eu că nicio carte nu ar trece să fie scrisă cu acea durere pe care am simțit-o ambele. Draga mea, mămică, asta zice ea, îți mulțumesc până la picioarele tale pentru ceea ce ai făcut, ce faci și continui să faci pentru mine. Asta ea zicea 3 săptămâni în urmă. Și în fiecare zi, vorbind despre dumneavoastră, am descoperit o femeie puternică. Și mai țineți minte ce am spus eu? Purtați numele primei femei care a demonstrat că poate fi vulnerabilă, puternică, gingașă și dătătoare de viață atunci când nimeni nu cere, dar ea aduce viață pe acest pământ. Doamna Maria, mulți ani trăiască pentru voi! Momentul acesta vin din partea celor care au împărțit împreună cu voi copilăria. Iar aceste fete știu mai multe decât poate spun. Știu grelele, bunele, știu momentele cele mai dificile când poate lăcrimau la telefon atunci când lăcrimați și dumneavoastră și vă bucurați împreună cu ele atunci când aveați toți o bucurie. Să știți că unele legături nu se distrug niciodată și unele legături devin mai puternice și mai puternice peste ani. Fetele voastre, copilele voastre, haideți să le numim așa, fetele cu care ați împărțit acea perioadă frumoasă din viața dumneavoastră, când erați încă mică, fetele, cum se numesc ele? Galina, Elena și Galina vor să vă spună că te rog, Marie, ridică paharul pentru noi toți și adu-ți aminte cum eram noi, fără griji, fără nevoi, fără de toate, dar eram așa de fericiți cu puținul pe care îl aveam eu. Mulți ani trăiască, la mulți ani, dar cine să trăiască? Dar cine să trăiască? Mama, bunica, Maria noastră să crească, de fică să fie pupăcească! Renunța-i, Dani! Renunța asta, nu! Mama, ești ei, că eu i-am spus mulțumesc mult pentru tăi ce ne ajută și pentru tăi, pe
în toată viața asta îi simt de cunoscători. Mulțumesc mult! Pentru lacrimi, pentru nedormite nopți. N-am atâtea cuvinte, tu cu inima ascultă-mă, ca mai ieri alintă-mă. Ca să ne avem mai mult. Iar eu voi fi fericită. Știu că asta-i tot ce îți dorești. Mamă, mulțumesc că e. Mama.